Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care vine în casele dumneavoastră cu cele mai noi informații din cele două domenii. Sper să vă regăsim sănătoși, chiar dacă, iată, sunt foarte multe cazuri confirmate cu acest virus astăzi, poate la această oră, însă noi vom continua cu temele din sănătate și asta pentru că ne dorim foarte mult să venim în casele dumneavoastră cu niște recomandări, cu niște informații de calitate și foarte potrivite pentru această perioadă. Suntem foarte curioși să vedem medicii din domeniul neurologiei cum au făcut față până acum acestei perioade, cum au reușit să își consulte pacienții și de aceea l-am invitat pe prietenul nostru, prietenul emisiunii noastre, domnul dr. Orest Bolbocean, este medic neurolog și doctor în științe medicale, specialist în terapie manuală, dar și kinesologie aplicată. Îi spun bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara și bine v-am găsit! Ne bucurăm tare mult că ne-ați acceptat invitația și așa cum spuneam, e o colaborare frumoasă de care ne bucurăm, iată, pe parcursul la 2 ani, cred, de când ne cunoaștem și ați așteptat să veniți aici și suntem foarte curioși să vedem ce a însemnat această perioadă de pandemie și care e și în continuare și cu ce sfaturi ați venit pentru ieșeni. La fel ca multe persoane, cred că ca toată lumea, am fost bulversați de rapiditatea cu care se propaga acest virus și impactul asupra persoanelor din jur. Implicit am trecut și noi în offline, în momentul închiderii oficiale și carantinei, dar în același timp am încercat să rămânem aproape de pacienții noștri, am creat un grup de suport, toate întrebările și problemele pe care le întâmpinau și pe care noi le puteam rezolva eventual la distanță, le conciliam în timp util. A fost o experiență nouă pentru noi și pentru toată lumea, cred. Dar am reușit în carantină să ajutăm 90% din persoanele care ni s-au adresat. Ulterior, totuși, o consultație fizică nu poate înlocui online-ul și am revenit cu drag. Am avut un grup de pacienți care abia așteptau să ieșim ca să-i ajutăm și am trecut cu bine, atât prin carantină cât și perioada post-carantinii. E clar că oamenii au nevoie de specialiști, de oameni foarte bine pregătiți, așa cum sunteți și dumneavoastră și echipa cu care lucrați și mai ales pentru cazurile grave, e clar că trebuia să reveniți în forță și să-i ajutați să-și revină practic și să nu ajungă poate, Doamne ferește, la o intervenție chirurgicală sau să nu se întâmple altceva mai rău. Dar iată că sunteți doctor, sunteți specialist în atâtea domenii, să spun, legate de medicină. Pe parcursul, nu știu, cursurilor pe care le-ați făcut, ați auzit de termenul acesta de pandemie, clar, dar cred că nu v-ați gândit niciodată și niciodată nu cred că ați fost pregătit pentru o astfel de perioadă. Nu cred că cineva a fost pregătit pentru această perioadă, pentru că ne-am deprins totuși într-o manieră clasică să abordăm pacientul, iar această perioadă propriu-zisă a fost un accelerator pentru noi. Ne-a mobilizat toată echipa, am încercat să sintetizăm maximul din cât e posibil ca și recomandări, ca și indicații. Dacă pot, mi-aduc aminte pacienței, propriu-zis filmam răspunsuri la întrebările lor, le spuneam unde să fac tratamentul, cum să-l fac, indicațiile medicamentoase le puteam dădea pe telefon. Practic în această manieră. Ne-am dat seama că totuși avem o informație valoroasă pe care o putem da și pacientul, dacă se implică un pic și vrea într-adevăr să-și rezolve problema, o poate face și de multe ori singur sub coordonare. E clar și așa cum spuneați, aceste filmulețe au venit în sprijinul lor, de altfel și pe pagina de Facebook am văzut și am preluat și noi de acolo câteva imagini, o să le vedem mai târziu, foarte educative și foarte bine puse la punct aceste videouri, care de altfel ne pot ajuta și pe noi oameni de rând care nu avem nicio problemă, nu avem nicio boală, să le punem în practică și să ne simțim poate mai bine, să avem o stare mult mai bună. Majoritatea dintre noi avem impresia că trebuie să facem ceva foarte, foarte mult ca să fie lucrurile mai bine. În esență, dacă mă gândesc la partea de exerciții, toți avem impresia că trebuie să facem 2 ori pe săptămână, trebuie să facem câte o oră jumate, trebuie să fie un instructor.
dar atât studiile clinice cât și practica zilnic demonstrează că 6 minute de exerciții făcute zilnic sunt suficient pentru a-ți crește nivelul de sănătate, atât la nivel cardiovascular cât și pe toate nivelele de sănătate. Deci nu neapărat mult înseamnă bun. Trebuie să faci câte un pic și toate filmulețele și postările pe care le facem noi pe Facebook sunt răspunsurile la pacienții noștri. Și asta îi ajut. E mai simplu uneori să mergi pornind din practica ta și aceeași, nu știu, alegerea saltelii sau cum ar trebui să stau pe scaun, decât să inventezi ceva foarte elevat și foarte complicat. Simplu, ușor la subiect și implementarea respectivă nici nu îți ia foarte mult timp și efort. Iată, și comparativ 6 minute cu o oră jumătate de sală sau poate alt sport pe care poți să-l faci, eu cred că e mai mult decât rezonabil și cu toții ar trebui să ne alocăm aceste 6 minute în fiecare seară sau în fiecare dimineață, când, cum ne este la îndemână, și să încercăm să ne revenim așa un pic din această nebunie. Vorbeam și înainte de a intra în emisie, cred că o să avem nevoie la un moment dat de un psiholog să ne ajute să ne revenim după această perioadă. Dumneavoastră spuneați că deja au început să apară persoane care să solicite ajutorul psihologului. Eu am văzut în momentul în care s-a pornit toată această idee cu carantina că a avut un impact negativ asupra mea, cel puțin primele săptămâni și noi eram bulversați și mi-am dat seama, analizând toți pacienții noștri și toate cazurile pe care le tratam, că va fi un impact destul de mare din punct de vedere psihoemoțional. Dacă înainte de pandemie procentul terapiei, spunem fizice și psihoemoționale, era undeva la 60-40%, după pandemie procentul s-a inversat. A început lumea să vină cu totul alte probleme, de gen oboseală, de gen insomnii, de gen tulburări de concentrare, și partea fizică de axată pe durere s-a cam diminuat. Oricum, există disconfort, există niște semne care îi aduc la medic, dar întrebarea lor inițială, domn doctor, nu mă simt bine, parcă nu am nimic, am făcut toate analizele, glicemia e un pic crescut, aici e un pic crescut, dar nu știu ce să fac, nu mă simt bine. Și această problemă funcțională e tot mai marcantă și tot mai vizibilă, cel puțin în clinica noastră. Emoțional, cred că suntem foarte afectați cu toții și o bună parte din populație, pentru că sunt diverse motive pentru care să fim îngrijorați, pentru care să ne gândim la ziua de mâine, poate o să rămânem fără serviciu, poate o să rămânem fără sursă financiară, nu se știe ce se va întâmpla, suntem într-o nebuloasă cumva, dar e important să rămânem pozitivi și optimiști și să apelăm la specialist atunci când e nevoie și să nu lăsăm alalom cumva să treacă timpul pe lângă noi și să nu rezolvăm această problemă. Dar dacă ar fi să vorbim despre provocările acestei perioade, care a fost cea mai mare provocare? Ați povestit deja că, iată, primele 2-3 săptămâni după ce am intrat în această carantină, v-ați simțit supărat cumva, anxios, poate la fel, îngrijorat pentru ce se va întâmpla. Provocarea a fost, intuind că va fi o perioadă foarte lungă cu acest virus și restricțiile sociale oricum vor fi impuse într-o mai mare sau mai mică măsură, am ieșit din această stare acceptând-o. Ok, ea este, va fi perioadă lungă, nu pot prognoza ce se întâmplă mai departe, ce trebuie să fac eu concret ca să mi-asigur o stabilitate emoțională, fizică, psihosocială, financiară. Și atunci m-am apucat de exerciții, am făcut un maraton de exerciții cu pacienții ca să-i ținem și pe ei alături de noi. Ulterior, după pandemie, am creat o sală în care toată clinica merge 2 ori pe săptămână și facem exerciții într-o metodă coreană. Mi-am luat un ceas care să-mi spună cât e pulsul și cât e saturația de oxigen, să mă controlez mai bine. Iar în momentul în care vezi că totuși la tine vin ca pacienți persoane care sunt mult mai decompensate, înțelegi că nu-i tot atât de negru, decât ți-ar părea. Și văzând
tablou în ansamblu și văzându-l un pic dintr-o parte, găsești forță ca să mergi mai departe. Și trebuie să fiți un exemplu pentru pacienții dumneavoastră, asta e clar, adică dumneavoastră să le oferiți aceste lecții vertical și pozitiv, să le inspirați cumva starea de bine, chiar dacă ați plecat cumva la drum cu această supărare, e clar că pe parcurs ați lucrat la ea și noi vă vedem acum destul de bine și cumva starea aceasta de bine cred că se datorează și rezultatelor pe care le obțineți în urma tratamentelor pe care le aplicați în urma terapiei manuale, că practic despre asta vorbim și mi-amintesc și din emisiunile precedente pe care le-am avut cu dumneavoastră că ne-ați dat niște exemple wow, le-aș numi, niște persoane care s-au vindecat de niște probleme foarte grave și cred că în continuare ați avut astfel de pacienți. Fiecare zi este o provocare. Sunt pacienți extrem de diferiți, cu extrem de probleme diferite. Ca să dau un exemplu, nu știu, ziua de astăzi, un pacient cu o hernie disc care avea o durere de mai mult de un an și care a fost propus pentru operație, problema nu era la nivelul herniei de disc, un sportiv care făcea culturism cu o problemă de umăr, o doamnă care avea insomnii de aproximativ 3 luni sau un somn fragmentat, sunt plajele foarte diferite. În esență, noi pornim ca să le rezolvăm problema din două aspecte. Ce nu pot ei face și ce ar vrea să corecteze. Pornim la problemă, găsim soluția. Iar soluțiile pot fi atât terapie manuală, cât și alte metode pe care le utilizăm noi în clinică, cum ar fi osteopatie, acupunctură, homeopatie. În esență, diferența este că noi tratăm pacientul global și nu luăm pe părțile lui componente, nu doar un umăr sau un gât sau, nu știu, banală gastrită. Trebuie reglat tot sistemul, el se adaptează mai bine și își găsește resursele ca să se vindece. Bun, care ar fi principalele probleme de sănătate ale pacienților care s-au prezentat în perioada aceasta la dumneavoastră după ce ați revenit în clinică? Facem așa un clasament, să vedem. În prima fază au fost durerile acute, mai mult la nivelul coloanei vertebrale. Ulterior, prin vară, au revenit cu un pic dureri de cap, un pic disconforturi la nivelul articulațiilor și aș pune totuși pe creșterea procentului pacienților cu senzații de oboseală, cu senzații de lipsa controlului psihoemoțional, cu o stare de iritație mai mare, cu o frică, cu o teamă, cu o neliniște, apropo de viitor, ce se va întâmpla. Și n-aș putea spune că au crescut numărul pacienților cu probleme. Unica particularitate care a fost extrem diferită față de anii trecuți a fost prezentarea în decurs la o lună trei pacienți la care s-au diagnosticat ulterior un cancer. Cei ce înainte noi aveam aproximativ un pacient maxim 2 într-un an. Lipsa accesului sau frica persoanelor de a merge în spitale și-a pus totuși amprenta și încă se mai simte. Cumva oamenii s-au reorientat sau s-au gândit să apeleze și pe alt drum în afară de spitalul de stat? Nu neapărat. Ei s-au orientat mai bine nu mă duc în spital pentru că acolo este posibil COVID, sunt foarte multe persoane, suferinde și las momentul adresării la medic în ultimul moment. Asta e diferența. Deci amânarea aceasta n-a fost în regulă deloc? Nu, n-a fost în regulă, încă este prezentă, încă mai avem pacienți complicați care au stat câte o lună în casă și n-au avut acces la medic. N-au avut acces pentru că au avut, să spunem, ultimul caz, o pacientă care născuse acum două luni, în cadrul unor boli complementare avea o osteoporoză, a fost fracturat sternul și două coaste, osteoporoză avansată, o fată tânără. Și timp de o lună a stat în casă cu dificultate de a respira. Propriu-zis, unicul inspir era o chestie complicată, ceea ce nu îmi se pare normal. Da? Plus, unica poziție confortabilă a stat înșezut. Acum, astăzi, colegii mei mi-au trimis poza cum i-a petrecut până la ușă și nu se putea deplasa decât cu cadrul.
Și după 2 săptămâni am înțeles suferința pacientului, ne-am deplasat la ea la domiciliu, ne-a stimulat propriu zis toate rezervele noastre terapeutice și astăzi a ajuns până la poartă, ceea ce e o veste frumoasă și bună și îți dă un... Și vă încărcați pozitiv cu astfel de trăiri și de emoții, că până la urmă vă transmit o emoție, faptul că, iată, mâinile pe care le aveți și cu care lucrați reușesc să obțină astfel de rezultate pe pacienți. În esență, pe noi asta și ne stimulează. În primul rând, mergi la muncă, fiind o problemă, o clinică medicală, lumea nu vine în majoritatea cazurilor când este bine și atunci vine cu o suferință. Iar tu, ca să înțelegi suferința, de multe ori trebuie să treci tu prin asta sau să ai o experiență foarte mare în spate de pacienți care au aceeași problemă sau problemă similară. Feedback-urile astea pozitive, mesajele pe care le trimit pacientul, pentru că noi încercăm și în perioada asta și în perioada anterioară oricum era același lucru, să trimiteți un mesaj peste 4 zile cum sunteți. Și atunci mesajele astea îs mai bine, am început să alerg, am început să fug, mă pot apleca sau îmi pot ridica copilul în brațe, te stimulează, gata, încă unul a reușit, vine următorul și tot așa. Da, sunt cu emoții și cu, e clar, cu stări foarte frumoase, dar ceea ce nu este în regulă, faptul că oamenii încă suferă, încă oamenii au boli, au probleme și, așa cum ați spus și dumneavoastră, e foarte important să nu amânăm momentul. Adică, clar, avem această pandemie, avem problema aceasta cu virusul, dar ar trebui să nu lăsăm pentru o perioadă îndelungată de timp să se agraveze problema cu care ne confruntăm și să apelăm la specialist. Corect. În esență, dacă tu simți o parte a corpului, fie că este genunchi, fie că este spate, fie că este picior, deja ceva nu este ok. În momentul în care apare boala, sistemul de compensare sau rezervele organismului deja au fost depășite și durerea, în esență, te costă pe tine suferință și te costă un timp foarte lung de recuperare. Tot știm de prevenție, puțin ne-o facem. Tot știm că dacă identificăm, să spunem, aceeași hernie disc sau un cancer în stadiile incipiente, șansele de a se vindeca sunt extrem de mari. Dar, din păcate, principalul aspect care aduce pe pacienți la noi este durerea. Iar ultimii ani, încet, încet, procentul pacienților care au început să vină la control este tot mai, e o chestie constantă care permanent crește. Adică noi din toți pacienții pe care îi vedem în parcursul la o perioadă îndelungată, undeva 40% sunt pacienții noștri vechi care revin sau pentru o revizie medicală, da, nu? Da, o simplă revizie. Sau iar ceilalți care vin și ne văd prima dată, 65% dintre ei vin din recomandări. Deci undeva 35% vin în aceleași filmulețe pe Facebook sau sfaturile pe care le-au văzut și le-au considerat utile și adaptate la propria persoană. Ce ne-a bucurat foarte mult este faptul că ați acordat o atenție specială copiilor și mai ales cum sunt și eu mamă sau cum sunt și femeile din ea și sunt mame, e clar că veniți foarte mult în sprijinul nostru. Ceva ce nu e în regulă la copil, e clar că nici pentru mamă nu va fi bine. Și un astfel de filmuleț l-am preluat și noi, de exemplu, cum să ridicăm copilul în brațe în mod corect ca să nu avem probleme cu spatele. Vreau să-l urmărim, să vedem cum ne-ați explicat acolo în filmuleț și să revenim în studio și să discutăm. Cum ridicăm copilul să nu ne doare spatele? Niciodată nu facem asta. Metoda optimă este următoare. Flectăm un pic genunchii, mâinile punem aici. Hai! Așa trebuie să ridicăm. Deci, încă o dată. Nu facem, stai un pic, nu sări. Nu facem așa, prin toată presiunea duce asupra coloanei. Flectăm genunchii, nu, n-ai sărit, hai. N-ai sărit. Așa, bravo!
Da, un material educativ care cu siguranță vine în sprijinul părinților și cu siguranță majoritatea fac total greșit această mișcare, adică așa cum ne-ați arătat, că practic dacă nu flexezi genunchii iar copilul nu sare, e clar că e total greșit. N-aș spune că este total greșit, îți spune doar mai multă presiune asupra coloanei vertebrale. Da. Așa, în momentul în care el a sărit, deja jumate de distanță a parcursului, tu deja ești în flexia genunchilor, deci ești mai aproape de el și efortul pe care îl faci este mult mai mic. Pandemia a avut și lucruri bune pentru că... Asta cu familia, nu? Da, exact. Părinții, în sfârșit, au timp să vadă copiii și copiii se interacționează între ei. Cu toate că era o bătaie și o ceartă permanentă, dar în final plimbările astea la școală, venit acasă seara și lipsa de timp și de interacțiune doar în weekend s-a simțit. Iar pandemia a pus un plus din punctul ăsta de vedere. Vis-a-vis de copii, părinții au început să vină într-adevăr mult mai mult, să aduc copiii să vadă dacă au diverse probleme posturale. Și ca un sfat pentru părinți, dacă vedeți ceva și vi se pare anormal la copilul dumneavoastră, sigur este anormal. Fie că este, observați un mers altfel, fie că vedeți o anumită modificare a linierei corpului sau este mai ghebos, cum spune în România. Sau merge cu picioarele cumva... Picioarele este... Nu prăcănat, e mult spus, cumva înțeleg. Un pic o, da. Într-o paranteză, se vede paranteza respectivă. Lucrurile astea se observă, este un proces de evoluție normal la nivelul copiilor. Adică la un moment dat în copilărie au picioarele în O, după aia au picioarele în X, după aia iarăși revin, după aia devin drepți. Da. Procesul se întâmplă undeva până la 6-7 ani. Deja după 7 ani, dacă rămâne această modificare și observați, sau să spunem, vedeți cum piciorul este mai curbat și unul este mai puțin curbat, sau coastele sunt la nivele diferite în zona abdomenului, ceva nu este în regulă. Și atunci este bine să vadă un specialist. Eu personal mi-am... De ieri a început fetița mea să mă la kinetoterapie pentru că am observat primele simptome că ceva nu este bine și atunci am mers la colega mea care face recuperare în scolioze, i-am arătat, a spus că da, ai dreptate, ea e mai bine focusată pe copii și are mai multă experiență și gata. Și am început kinetoterapie. 9 ani. Deci la 9 ani putem spune că fetița ori a stat într-o poziție nepotrivită în bancă, ori pe scaun. Nu? 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 Care ar fi explicația? Nu există poziție nepotrivită. Nu. Noi ca părinți, eu spun și experiența mea și experiența părinților care vin la noi, avem tendința să dăm copiii la sport, ceea ce este foarte bine, dar trebuie să facem diferențierea între faptul că ea stă mai aplecată sau stă mai într-o parte sau duce un gazdan. Sunt niște factori, dar sunt mici și au un efect cumulativ. Dacă toți copiii ar avea curburi scoliotice de la gazdan sau de la poziția în banc, ar fi ceva catastrofal. Deci sunt factori genetici, sunt factori idiopatici pe care noi nu putem identifica, sunt multe, multe, multe alte lucruri din punct de vedere medical. Deci nimeni nu poate spune că această scolioză a apărut de cauza asta. Cert este că în momentul în care vedeți că într-adevăr stă gheboasă sau trotită sau are preferințele să ducă gazdanul doar pe umăr și îl utilizează pe celălalt, clar că ceva nu este normal. Și atunci un simplu control îți permite să, profesionist, o consultație îți permite să vezi dacă există într-adevăr o problemă, dacă această problemă trebuie tratată și implicit direcționăm pacientul acolo unde îi se poate oferi ajutorul și susținere. La capitolul acesta cu câte kilograme ar trebui un copil să care, să spunem așa, pe vârste, a fost o discuție pe la Ministerul Educației, nu știm ce s-a mai întâmplat, așteptăm și noi niște răspunsuri. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim aici în studio și continuăm discuția noastră foarte interesantă, de altfel. Rămâneți alături de noi!